Bună ziua și bine v-am găsit și astăzi la Torino Web News. Mai întâi să vedem care sunt previziunile meteo atât pentru astăzi cât și pentru mâine. Vremea se anunță a fi destul de frumoasă și caldă. Temperatura maximă indicată de meteorologi ajunge până la 27 de grade Celsius și cu un cer în general senin. Mâine continuă să fie vreme plăcută și caldă, iar temperatura mai crește până la 28 de grade. Începem știrile de astăzi cu o informație ce vine de la Consulatul României din Torino. Datorită gradului crescut de insecuritate din diferitele state ale lumii, Ministerul Afacerilor Externe a instituit registrul unic de înregistrare în care românii ce locuiesc în Piemonte, Liguria și Valea d'Aosta sunt invitați să se înscrie comunicând unde pot fi contactați în cazul unei situații de urgență. Consulatul precizează că această înregistrare nu trebuie să se confunde cu înregistrarea la autoritățile statului de reședință, adică italiene. În continuare, așa cum vă promiteam ieri, în cele ce urmează vă oferim un scurt interviu, dar și un fragment din concertul susținut de cei doi artiști marți în Aula Magna a Politehnicii din Torino, când au interpretat la pian și la vioară cea de-a treia sonetă a lui George Enescu, sonată a lui George Enescu. În cadrul evenimentului Mito Setembre Muzica, interviul complet este disponibil pe pagina noastră web în limba română. Come mai la scelta di Enescu per questa sera? Di comune accordo con il mio partner. Sì, esatto. Abbiamo scelto questa sonata che personalmente è il mio pezzo preferito per violino e pianoforte, perché all'interno di un unico pezzo che non dura più di mezz'ora c'è tutta la gamma di sfumature emotive possibili. Cioè è molto molto profonda e molto... A me, insomma, prende molto ogni volta che la suono. Beh, è profonda e anche giocosa al tempo stesso, poi permette di riscoprire un altro modo di suonare il violino, un modo un po' magari vecchio stile, queste specie di violinismo un po' zigano, un po' con glissandi, portamenti, questo giocare un po' col violino che spesso adesso si prende troppo sul serio alle volte, cioè si fa la sonata di Beethoven, ovviamente ci vuole un altro approccio, ma quando è la sonata di Enescu, al tempo stesso si ha un pezzo interessante, un pezzo di musica serial. E all'interno di questo pezzo di musica seria ci sono queste idee popolari. Sì, veramente. È molto molto colorato tutto quanto. Folcloristico molto. Continuăm și dacă aveți curiozități, dubii sau întrebări în ceea ce privește parcursul de studii, căutarea unui loc de muncă, sportul, voluntariatul sau alte teme de interes pentru tineri, specialiștii Informa Giovani vă stau la dispoziție pe Skype. Serviciul este funcțional în fiecare vineri de la 15:30 la 17:30 și nu trebuie decât să adăugați pe contul dumneavoastră Skype contactul afișat mai jos. Și mâine, vineri 23 septembrie, în Torino se desfășoară Notte dei Ricercatori sau Noaptea Cercetătorilor. Piața Castello va fi punctul principal în care se vor desfășura inițiativele, însă și Muzeul de Astronomie, de Antropologie Criminală vor fi deschise publicului până la ora 24. De asemenea, Tramvaiul Cercetătorilor, un serviciu gratis pus la dispoziție de GTT, va oferi un spectacol plin de efecte speciale, de magie, experimente și jocuri pentru cei care îl vor alege. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina web afișată mai jos. Și acum, binecunoscută agenda culturală a zilei, din care vă spun că în fiecare an, pe data de 22 septembrie, se celebrează Ziua Europeană fără mașină. Așadar, traficul este oprit pentru câteva ore, astfel încât localnicii să se bucure de orașul lor mai liniștit și mai puțin poluat. Această inițiativă aparține comunității europene și își propune să atragă atenția asupra necesității de a proteja mediul înconjurător. Și în Torino este închisă traficului via Roma, în porțiunea dintre Piața Castello și Piața San Carlo, în intervalul orar 6:22. Doamnelor și domnilor, Torino Web News se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi excelentă în continuare. Vă aștept și mâine la o nouă ediție de știri.